Este un exercițiu democratic. Destul de important faptul că noi acum putem să ne ascultăm și să facem acest schimb de opinii. Ne place sau nu ne place, este bine cel puțin că putem să vorbim despre aceste lucruri și lucruri care ne pasă. Nu aș vrea să fiu prea dramatic, însă eu fac parte dintr-o generație de, care dispare tot mai rapid din Republica Moldova. În campanie electorală tot se vorbește despre faptul că tineretul este viitorul țării, însă tineretul pleacă și tineretul care este aici pe loc nu vede multe motive să mai rămână. Și vreau să spun că promovarea acestui proiect de vot uninominal nu soluționează această problemă și prin aceste astfel de inițiative nu vom aduce oamenii înapoi și tinerii înapoi în țară. Mie îmi pare rău că noi, în loc să ne focusăm pe recomandările menționate de doamna Secrieru, de doamna Apolski la începutul ședinței, să vorbim despre chestiuni care chiar pot să îmbunătățească actualul sistem, vorbim despre promovarea unui sistem care va înrăutăți corupția în Republica Moldova. Noi nu putem să vorbim despre această inițiativă fără făcând abstracție de contextul în care se află Republica Moldova, și anume corupția endemică cu care ea se confruntă. Nu vreau să mă repet, s-a făcut deja referință la practica României și a Ucrainei, unde în Ucraina acest sistem electoral a fost numit sacii cu bani, iar în România au ajuns în Parlament elita baronilor locali. Chiar și potrivit recomandărilor internaționale, Comisia la Veneția, în anul 2014, cu privire la votul mixt în Republica Moldova, a menționat și citez: sistemul mixt și în special sistemul uninominal majoritar ar putea avea un impact negativ la nivel local, unde candidații independenți ar putea fi influențați de oamenii de afaceri locali sau alte persoane care își urmăresc interesele proprii. Noi nu putem să negăm că în Republica Moldova astfel de influențe au loc și avem chiar un exemplu care vorbește foarte mult. Chiar dacă despre acesta s-a mai vorbit, eu aș vrea să-l mai repet odată. La alegerile parlamentare din noiembrie 2014, în orașul Orhei, partidele pro-europene au acumulat împreună 59% din votul alegătorilor. Astfel, putem spune că în 2014 orașul Orhei era un oraș preponderent pro-european. Însă, la alegerile locale din iunie 2015, la doar un an și jumătate, un candidat învinuit penal, cu o agendă neclară, după ce a reparat un stadion și un parc și a organizat câteva concerte, a câștigat alegerile cu 62%. Astfel, ce s-a schimbat? În schimbul unor investiții destul de dubioase la nivel local, care le poate face orice milionar din țară, orhienii nu doar că au renunțat la preferințele vectorului geopolitic, dar au acceptat să voteze pentru un om urmărit penal și mai mult decât atât, un om urmărit penal în dosarul miliardului furat. Votul uninominal va face succesul acestui primar posibil și la nivelul alegerilor parlamentare. În Parlament nu vor ajunge profesioniști, acest sistem uninominal nu va asigura promovarea în Parlament a unor oameni profesioniști, integri și corecți, ci vor ajunge milionari care în timpul campaniei electorale vor împărți hrișcă și vor organiza concerte și, indiferent de faptul dacă sunt sau nu corupți, vor ajunge în Parlament. Mie îmi pare rău că atât de insistent se promovează acest sistem, însă sistemul electoral uninominal nu va rezolva cea mai mare problemă a sistemului politic din țară, și anume corupția politică.